Acum 20 de ani, Raluca împreună cu Angels cântau Așa-ți băieții umblă numai după fete. V-am zis, acum la 34 de ani, Raluca are 1, 2, 3 băieți și 2 fete. Sunt curios care e dinamica în casă. Cred că e scandal, cred că e bucurie, cred că e și ceartă din când în când. Bună dimineața, seara română. Ia un loc, te rog. Mă bucur să te văd. Mă bucur. Mă gândeam și citeam aici diferență de 8 ani între 9 ani între cel mare și cea mică. 12, 10, da. 6, 8 și 3. La fiecare interviu se schimbă, trebuie să-mi, să-mi spun mereu vârsta copilor. Cea mai mică are 3 ani jumătate, okay. Și cel mai mare 12 ani. Are grijă cel mare de cea mică? Și-au cam făcut grupuleți, așa, primii doi între ei, ultimii trei între ei se joacă toată ziua, de-a mama, de-a tata, de-a doctorul. Cât de greu e după încă unul, după încă unul? Mă, este greu, dar nu știu, am trăit o perioadă foarte frumoasă, așa, nu știu. Și acum trăiesc o altă etapă. Până acum a fost greu cu dependența. Nu puteam să plec deloc de acasă fără să plângă cineva după mine. Acum n-a mai plâns nimeni. Opa. Au crescut acum în pandemie, au crescut toți. Ok. De asta ai și... n-ai renunțat, ai făcut o pauză mică cu tatăl? Am făcut o pauză de vreo 12 ani. Oh, 12? M-am reapucat în 2018 atunci cu Cerbul de Aur și am tot lansat, am menținut legătura cu cei care apreciază ceea ce fac pe Raluca Angel, pe Facebook, Instagram și canalul meu de YouTube. Așa mă găsește lumea, Raluca Angel. Și am lansat o grămadă de melodii și în perioada asta a ce pandemiei. Ce e diferit acum în 2020 față de 2000 când am început noi să cântăm? Sunt multe lucruri diferite, dar acum e bine că poți merge pe propriul stil și să ai nișa ta. Da, da, da. Cântă cineva din cei mici? Cea mică. Cea mică, 3 ani jumătate, da. Chiar cântă bine. Da? Da. N-ai încercat cu ăsta Maricello de 12 ani? N-ai încercat un instrument, n-ai încercat nimic? Acum chitară urmează. Chitară. Chitară cu primul, chitară tobă cu al doilea. Aha, facem o trupă! Facem o trupă, da. Ce tare ar fi peste 10 ani să cânti cu proprii copii. Da, ar fi. Cum ți-a fost perioada asta acasă cu ei? Bine, cred că stai acasă cu ei. Cu școala online. Acum doar cel mare face școală online, restul... Deci ai făcut și tu școală cu el? Am făcut și eu cu ei. Nu este ușor, dar ne descurcăm. Important e ca acasă să fie frumos, armonie. Acum că mai merg, nu mai merg la școală online, eu un pic așa o zăpăceală. Ați fost o sănătoși și v-ați păzit? Sănătoși, chiar nu știu că n-am mai răcit deloc. Noi eram învățați să răcim la 2-3 luni, de fiecare dată când se schimba în timpul. Acum, de când cu pandemia, chiar n-am mai avut. Baza asta excesivă a mers, da, la ceva. Dar avem piesă nouă aproape de tine, am zis că îi faci și clip curând. Săptămâna viitoare fac videoclip. Este o melodie compusă de El Radu împreună cu o echipă de compozitori din Spania. Radu din Republica Moldova și chiar am să merg în continuare cu ei. Deja au început să compună a doua melodie. Are un sound foarte radiofonic, așa. Da, am o echipă de management, PR, booking, social media, acum foarte bine pusă la punct. Deci vedem clipul pe YouTube peste tot, două săptămâni, trei săptămâni. Maxim două săptămâni, da. Săptămâna viitoare îl filmez cu Straton Films. Te mai așteptăm și la noi să-l vedem și noi la Neața clipul. Ok. Raluca Blejușcă, ex-Angel sau Raluca Angel, așa e pe Facebook și pe, și pe Instagram, așa a rămas. Intrați acolo, dați un click și ascultați piesele. Mulțumim că ai trecut pe la noi. Și eu mulțumesc. Salutări acasă. Și să ai un an bun. Hai să ne întoarcem și noi după o scurtă pauză la Neața.